să ne conectăm pe Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM. Suntem conectați și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că ne pregătim pentru rațiunea zilei. A venit Cătălin în studio. Salut! Salut, ce piesă Kraftwerk aveai! Da, ți-a plăcut? Da, cine e? Purple Disco Machine. Știi că au mai avut super vreo două piese. Da, super. Hypnotize, parcă se numea, sper că n-am uitat. Da. Excelent, bravo! Foarte bună, foarte bună. Te așteptăm cu muzică bună. Nu știu ce vești ne aduci tu. Eu am găsit aici, știi că avem un calendar pe care îl pun mereu pe Instagram cu ziua în curs, unde sunt citate din politicieni strânse de-a lungul unui an de Institutul de Politici Publice și le punem în calendar aici. Și zice așa domnul Eugen Teodorovici la momentul 2019. Îl mai știe? Îl mai țineți minte pe domnul Teodorovici? Da, era... Îl mai ții minte? Ministrul Finanțelor. Ministrul Finanțelor, așa. Da. Zice așa, vom continua să oferim cele mai bune guvernări, cei mai buni premieri, cei mai buni primari parlamentari și de ce nu, cel mai bun președinte al României, știi? Calendarul ăsta fiind făcut de ceva vreme, sigur, el este făcut în ideea de a smulge un zâmbet. Eh, ce să vezi? E mai aproape de realitate ca oricând. Ca oricând, da, hai să vă explic. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. PSD a finalizat primul ședința cu acceptul partidului, cum s-ar spune, pentru intrarea la guvernare și PSD e cumva hotărât să intre la guvernare, adică e... Ce să mai, dacă țara o cere, asta e, trecem peste toate. A ieșit domnul Grindeanu să vorbească cu presa. Vreau să mai zic că PSD, conducerea PSD a votat în unanimitate. Adică n-a avut unul vreo emoție acolo în tot forul lor interior să zică, bă, da, stai puțin, erau ăia care ne înjurau. No. Deci, nu există emoții. Și a ieșit domnul Grindeanu să vorbească cu noi și a zis așa, domnule, noi suntem responsabili, noi fiind ziariști, mă rog, ăia de zicea purtătorul lor de cuvânt că de-abia așteaptă să ne facă nu știu ce când ne prinde. Da, așa. Purtătorul lor de cuvânt în zilele mai puțin bune. În zile mai puțin bune, da, domnul Romașcanu, să trăiți, e o ceată de ziariști pregătită. Deci, a ieșit domnul Grindeanu și a zis așa, suntem responsabili și vom intra la guvernare, sigur, dacă o să vrea și PNL-ul, și au prezentat câteva lucruri pe care le-ar vedea făcute. Foarte interesant. Primele au fost legate de pandemie. Au zis, domnule, trebuie să rezolvăm aici cu pandemia și au spus așa, testare masivă și vaccinare. N-a spus domnul Grindeanu niciun instrument care să impulsioneze vaccinarea. A enumerat mai multe măsuri care ar trebui luate. Printre ele nu se numără și certificatul verde, ca ce am ascultat să văd dacă se referă și la acest lucru. Nu se referă domnul Grindeanu la certificat verde. Un al doilea tip de măsuri sunt cele legate de criza prețurilor din energie, unde spune că aceste prețuri trebuie plafonate, dar asta deja s-a făcut și vrea să vină și cu o intervenție pentru IMM-uri, un tip de sprijin, dar și acesta există, mă rog, poate vor să-l mai corecteze. Și, în fine, a vorbit și de mărirea ale alocațiilor pentru copii și pensiilor. Astea sunt alte lucruri pe care PSD-ul și le-ar dori. Cu niște procente mai mari, lasă-mă să ghicesc, decât da, a fi făcut-o... Am înțeles că la pensie, să zicem, 11%, dar asta e negociabil. Deci asta e propunerea lor. Eu deduc de aici că sunt cel puțin trei ministere pe care și le doresc, nu? Că n-ar fi vorbit pe programul lor. Și atunci avem Ministerul Sănătății, da, pe care și dorește, Ministerul acesta al Energiei, care acum e la PNL, și Ministerul Muncii, da, care tradițional e un minister cu mare greutate pentru PSD, pentru că liderii PSD și-l doresc de acolo să plătesc pensiile. Erau zvonuri că doamna Firea ar fi fost, urmează să fie numită în cazul în care se întâmplă chestia asta. Da, nu au ieșit foarte mult la suprafață toate lucrurile astea, totul la nivel de zvon, pentru că întâi ei trebuie să obțină pozițiile astea, după care să le negocieze intern. Dar exista într-adevăr posibilitatea ca doamna Firea să vină acolo, mai ales că ea e politician de București, fostul ministru al muncii, doamna Vasilescu. A zis că nu vrea să mai plece de la primăria Craiovei. A mai plecat odată, dar de-abia a fost aleasă de un an. Lucrurile sunt complicate cu alianța asta. Foarte important, Sorin Grindeanu zice așa, fără Florin Câțu premier.
Da, deci... e cineva care ar vrea pe Florin Câțu premier? Azi, asta în afară de el, în afară de el, nu. În afară partid, de el, partid, partiduleț, nu știu. O grupare mică din partidul dumnealui. Da. Minorități ceva, nu nimic. Ba, domnii de la ODMR ar fi de acord dacă e. Deci fără domnul Câțu, că, doamne, noi l-am dat jos pe domnul Câțu, deci să vină altcineva. Și spun ei că dacă PNL o să ia premierul, deși nu sunt de acord, mă rog, aici e joacă obișnuită, să nu ia, deci partidul care are premierul, să nu primească secretariatul general al guvernului, care e funcția cheie în guvern și mișcă tot, și nici Ministerul Finanțelor, care este minister avizator. Adică știți că toate actele normative care trec prin Guvernul României primesc o țidulă de la finanțe, așa știi ce mișcă ăilalți. Aha. Și astea ar fi. A fost întrebat și despre justiție domnul Grindeanu și a zis, justiție? Noi? Păi ce? Nu zice, nu mă pronunț că nu-i domeniul meu. După cum știți, nu e domeniul lui de la Ordonanța 13, e domeniul altora. Așa, și a zis, dar totuși trebuie să existe un sistem de check and balances în justiție. Adică mai trebuie să discutăm un pic, domnul Grindeanu, despre cum e sistemul de check and balances în interiorul justiției. Puterile se cântăresc și se echilibrează între ele, dacă vreți. În interiorul acelui ramuri sunt organisme de control. Există un Consiliu Superior al Magistraturii. Dacă domnul Grindeanu, în calitatea lui de Ordonanța 13, știe că în justiție există check and balances, zic să ridicăm măcar o sprânceană. Ce vrea PNL-ul, aflăm, dragii noștri, fix la ora 19, nu fix la ora 19, mult după ora 19. Deci, practic, în seara asta, Cătălin, aflăm cu cine va face alianță PNL-ul, nu? Cu PSD-ul sau cu USR-ul? Că astea sunt cele două posibilități. Da, așa intră în discuție cu PNL-ul, cu PSD-ul sau cu USR-ul, dar ar trebui să iasă totuși cu una în seara asta. Și a zis domnul Rareș Bogdan, îmi cer scuze că nu știu, eu am citit pe Digi24, dar nu știu dacă a zis o declarație, a zis ceva de genul că țara e într-un moment dificil. Și dacă a zis domnul Rareș Bogdan că țara e într-un moment dificil, uite, pentru țară trebuie să treci peste orice. Scuzați-mă, știu că trebuie să fiu serios, dar eu nu mă pot abține de râs. Deci de mult, de 10 ani n-am mai trăit asta, de când domnii Gioană și Boc au făcut ei un guvern PSD, PDL, după ce îl suspendaseră pe Traian Băsescu, dacă mai țin minte. Suntem în aceeași situație. Nu știu, uneori îmi șterg amintirile astea, pentru că așa vreau eu să mi le șterg. Dar nu pot să le șterg. Nu e, e de văzut. A fost un guvern de 9 luni ăla. Deci a mai trăit. Nu e prima dată când suntem. Și de fiecare dată o să râd că ăsta este medicamentul ca să te tratezi când vezi câte un politician înghițind dita mai broască țestoasă. După aia o să ne și enervăm, o să ne spărăm. Ți-ai spus tu frumos țestoasă că e altfel de broască, dar mă rog. Cătăline, îți mulțumesc și te așteptăm și mâine la România în direct. Oriunde mergi, orice faci, I listen everywhere, in the car, the gym, even in the bath. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM.